Salut! Bine ați venit în Imperiul care ne-a pus la dispoziție acest studio pentru această filmare. Salutare, salutare. Eu sunt Silviu, ei sunt... Santa Molina. Nu, ei sunt Eduard Santa. Cu piesa Vesul Rumanesc. Ei sunt Santa Molina, băieții care au cântat la Eurovision până acum în semifinală. Și vom cânta și în final. Și până acum ați cântat doar în semifinală. Piesa Meson Romales, care a creat o controversă, oarecum, cel puțin în mediul online, din câte am observat. Eu am zis că aș vrea să stau de vorbă cu voi, tocmai ca să vorbim despre controversa asta, despre care nu s-a vorbit poate prea mult sau poate din perspectiva voastră. Încerc să vă găsesc fețele, că avem aici o mare de microfoane, pentru că folosim doar unul, dar am pus mai multe, că le avem. Adică sunt scumpe. Așa, Eurovision Meson Romales, care înseamnă pe românește? Pe românește noi suntem țiganii. E în limba romanii. E în limba romanii. Practic, noi am vrut să fie și am scris-o ca și o metaforă a exprimării libere. Așa am văzut-o și eu după ce am ascultat piesa. Da. Bine, eu și știu ce muzică faci tu. Știu și piesa de anul trecut și e practic tot în spiritul acela al copilului sălbatic. Exact. M-am chinuit mult cu muzica motivațională. Lasă. Nu renunța niciodată. Oricum, dacă motto-ul e să nu renunți și vrei să continui să faci muzică, chiar dacă muzica nu mai e motivațională, e practic tot o motivație. Da. Cântăm de acum de chestii puțin mai materiale. Adevărat. Adevărat. Lucas. El e Lucas Molina din Buenos Aires, Argentina. Ole. Mă uitam la camera din stânga, dar pe mine nu mă prinde. Cum v-ați întâlnit voi să faceți muzică? Practic ne-am văzut la niște evenimente la care cântam împreună. Da, am venit eu în reemplaz de un percuționist, adică să țin loc la cineva. Și mă uitam, cine e asta, mă? Pletos, așa, cu părul până la cur. Și eu mi-am uitat la asta și zic, mă, ce asta, că nici nu mi-a salutat. Da, și îmi zici că e arogant prima oară. E puțin așa. Nu sunt arogant. Eu prima oară când te-am văzut pe la studio, da. Nu știam cum să interacționez cu tine și cum să te salut, pentru că aveai păr albastru. Adevărul ăsta e că aveam păr albastru. Foarte greu să foarte greu să încerc să abordez un om cu păr albastru. Dar adică nu știi cum să iei. Da, eu îmi trăiesc rolul cumva și scrie în piesa Oalcea de anul trecut, voiam să exprim asta și prin păr cumva și prin mesănes. A fost tare. Da, a fost o idee destul de tare. Am ajuns până în finală și cu ea. Și acum iar o idee nebună cu Meson Romales. Da, ne-am cunoscut practic în evenimentul respectiv și după aia ne-am văzut la Cosmopolitan. Da. La Cosmopolitan și hai să lucrăm împreună. Hai să lucrăm împreună. Ne vedem prea des. Eu coincidență. Din asta eu nu cred în coincidență. Universul ne-a pus unul de lângă altul. Super tare, da. Dar, în ce gen încadrezi tu sau voi, încadrați voi piesa Meson Romales? Care influențe reggae, are influențe pop? Are și influențe reggae și influențe pop. N-aș vrea să-i acord un label. E bine, sunt de acord. Da. E bine ca ce faci tu să consideri că e ceva nou. E ceva mai nou. Mai degrabă decât ceva. Da, exact. Sunt de acord. Pentru inovatori. Pentru idealiști. E o piesă ciudată, trebuie să recunosc. Și... Este, dar mie personal îmi place. Mi se pare o piesă care poate să facă treabă bună la Eurovision, pentru că oamenii de afară nu văd treaba asta cu Meson, că despre asta am venit să vorbim. Da. Mă bucur că ne-am și introdus și ne-am cunoscut. Dar oamenii de afară nu percep ca și noi românii sau ca și românii plecați afară, că mă refer la oamenii de afară, ăia de acolo. Nu noi care am plecat de afară și vedem toată treaba asta cu... Că a fi țigan e mereu o chestiune care ridică întrebări pentru oameni. Da, s-a format falsa concepția asta, că ies țiganii în afara țării și fură, dau în cap, sparg și așa mai departe. Sunt oameni și printre țigani, la fel cum sunt oameni și printre români. Exact. Adică... Și despre asta vorbesc în piesă. Până la urmă apelez la ambele etnii. Apelez și la țigani, apelez și la români prin piesa mea. Stați așa un pic, să ne oprim din căcatul ăsta de ceartă, care ține de mii de ani și ar trebui să... facem un pic de pace, că lumea merge mai departe, mult mai simplu așa. Oricum, Meson Romales e pace. Da, eu cred, oricum, bine, eu din afară văd, pentru că toate ce s-a întâmplat în jurul piesa asta, care, fiind eu argentinian,
nu am simțit, știi, nu am simțit că o să fie o problemă sau să fie așa o controversă. Că ține, el mi-a zis, o să vezi probleme. Ține de prejudecăți, de preconcepții. Și eu când m-am trezit cu toate comentele, am citit puțin, că oricum eu nu eram nici prea atent ce semne Eurovision. Pentru că eu personal vin de Latin America. Eurovision nu mă... Exact. Nu mă ajunge nicăieri, știi? Asta cu prejudecățile, eu și Eddie de curând am făcut parte, facem parte dintr-un proiect care se numește MKCR, iar una dintre zicalele care s-au generat odată cu proiectul a fost Replace Prejudice with Curiosity, care mi se pare mega tare, că de ce să gândești ceva despre ceva ce nu știi? Mai bine ia-o, vezi dacă îți place, dacă nu, aia e. Cel mai... Măcar nu trebuie să ai o părere, deși ai că e ok să ai o părere, că tuturor le plac oamenii care au păreri. Cel mai tare coment posibil pe care l-am primit la piesă a fost foarte tare piesa, mi-ar și plăcea dacă n-aș fi rasist. Și acolo mi s-a tăiat. Max. Da, adică cât de tare poate să te ducă o concepție. Max. Și nu știu, e concepție învățată, e concepție, te-ai născut cu ea, cum ai primit-o, cum se formă în timp. M-am uitat și eu la comentarii pe YouTube, chiar înainte să ajungeți voi, m-am uitat la piesa postată pe contul lor de YouTube și la comentarii și am văzut oameni din afară cărora le place piesa. Exact. Și oameni din România care, cărora le place piesa și cred că ei au înțeles. Da, eu cred că mă gândesc la comentariul pe care l-am remarcat eu dintre toate, ți-am zis mai devreme de asta. Da. A scris unul din afară că nu poți să te prezinți la Lisabona cu părul ăla de pe piept. Ce era de părul de pe piept? Piesa e foarte bună. Dar părul de pe piept, exact. Da. Ăla măcar n-a avut treabă cu muzica și... Și cu look. Promit să nu mă rad pe piept. Te rog. Te rog că eu nu am, natural eu nu am, așa eu că trebuie să fiu unul cu păr în piept. Cu păr în piept. Și partea cealaltă care chiar mi-am dat seama de chestia asta, că am realizat că o parte din oameni care a reacționat prost la piesa asta a fost din cauza că nu știe limba engleză. Să știi că nu înțelege de aia reacționat. Acum nici nu știu că dacă e ca român mai degrabă înțelegi ceva în engleză decât meson romales. Pentru că nu foarte mulți români cunosc limba țigănească. Eu înțeleg că am avut, da, poți să le prinzi ca și privilegiu cum... să cresc printre oameni de etnie romă. Da, eu cred că poate că... Și dacă nu înțelege limba. Poate să fi luat meson romales de altă, din India. Poate că e ceva, un cuvânt din luat din altă țară. Dar și dacă nu înțelegi cuvintele, înțelegi cuvântul peace? E simplu, nu? Da, dar pus așa într-o zonă de aia... S-a despreciut, nu? Știi, adică... E o piesă care are, muzical vorbim, foarte multe influențe, care ca producție mi se pare foarte bună. Ca textul, cine nu înțelege, poți să lasă o parte textul, că și eu ascult foarte multe muzică care nu știu ce înseamnă. Eu sunt percuționist, eu ascult și orientală, și arab, și egipt, și turc, și nu știu ce zice acolo. E forma de dar pe care eu înțeleg instrumentalul ăla, de unde intră viole, percuție, cum intră, și îmi place. Atât. Bine, acum într-un concurs ca Eurovision, ce drept, trebuie să ai și un mega statement într-o piesă ca să aibă succes. Din punctul meu de vedere, asta e. Noi suntem ceva și nu contează ce. Noi suntem ceva și să o pui într-o piesă, mai ales dacă piesa e bună, e un statement de sine stătător. Că tu vrei să reprezinți chestia asta, că pentru tine e libertate și pace, e fix dreptul tău. Dar n-am înțeles de ce nu v-ați numit Santa Molina. Deci a fost Eduard Santa și am văzut poze numai cu tine. Deci practic băiatul cu Vlad Țepeș aici, nicio poză. Practic m-am înscris în concurs, nu era vorba de proiectul Santa Molina, m-am înscris și imediat după aia am început să colaborăm și am zis că adică spiritul în timp, colaborării o să-i rog pe cei de la TVR să modifice numele, în niciun caz nu au vrut, n-am înțeles-o nici acum. Probabil că e ceva procedură cu așa te-ai înscris, juridic, așa trebuie să rămâi și la noi cum nu sunt calculatoare în sisteme ca să poți modifica în backspace și din multe condiții. Să schimbi acte, multe condiții, să te duci la caserie, să bănuiesc că trebuie chitanță ca să modifici numele, știi cum e. Te duci la poștă, să iei o stampilă, Nu, deci trebuie să recunosc că asta m-a deranjat foarte mult, deși separat fiecare din echipa separat. TVR. Separat, mi-era dor să aud ardeleni. Vrei să vorbim ardelenește? Nu, bine. N-am mai vorbit ardelenește. Pe fiecare din echipa TVR îi apreciez foarte mult și unii chiar îmi sunt prieteni și îi iubesc mult de tot. Dar cumva se întâmplă ceva acolo, în sistemul care un sistem nu e... de care
nu putem să trecem nici cum, n-ai loc de wiggle. Wiggle room, dar nici da, un pic. Da, nimeni nu știe ce se întâmplă, nici nu are sens să vorbim despre chestia asta, că da. Lucruri. Nu, să nu se înțeleagă greșit, că n-am chef să ponegresc pe nimeni, Doamne ferește, s-au comportat cu noi. Probabil a fost frumos. O chestie de procedură birocratică exact, care ar fi implicat prea multe complicații ca să fie realizată. Și revenind la controverse, cred că versul care i-a deranjat cel mai mult pe oameni a fost "There's a gypsy in all of us". Da, și eu nu cred că au reușit oamenii să... Să înțeleagă nici chestia. Nu, eu cred că au înțeles, dar n-au reușit să treacă peste înțelesul motamo a expresiei. Da, mă, dar dacă stai acum să faci analizis și genetic acum a tuturor oamenilor. Mi-ar plăcea foarte mult să dezbatem subiectul ăsta, dar nu într-un angrenaj ca și asta, că n-are sens, că și eu înțeleg altfel ce există acolo. Mm. E vorba despre felul care simt. Exact. Știi? Păi tu felul în care simți muzica, pentru altul felul în care simte viața, țiganii cresc fără prejudecăți. Exact. Ei nu sunt constrânși de regulile astea nescrise ale societății. Nomazii, all the way for nomazii, exact. Bă, la dacă vrea să fluiere, fluiere, dacă vrea să pișe, să pișe. Sunt nevoile umane, nu? Câteodată e greșit să o faci la colțul străzii. Da. Sau în public. Păi, dar nu-i greșit să te intoxici. Adevărat. Nu. N-am zis că mă piș în fiecare colț de stradă. Dar când îmi trebuie... Spiritul liber. Da. Metaforic vorbim. Metaforic. În oraș, dar... Se pierde și multe lucruri de genul ăsta. Oricum și muzica despre asta e că e o metaforă totul. Că practic încerci să spui într-o formă cât mai frumoasă ce ai de spus ca să poți să ajungă la cât mai mulți oameni. Da. Și că dacă începi să înțelegi muzica așa literal, dacă începi să iei toate... muzica care se ascultă în momentul de față și în română și în engleză, literal, nu este ok. Adică se spune multe mesaje adevărat. Proaste. Mult mai proaste. Mult mai proaste. Adevărat. Acum, adică hai să zic că te duci, că dacă te duci în... Mai, hai să zic te duci greu și nu știu dacă neapărat mesajele alea sunt... Nu vreau să zic că nu sunt ok, că sunt mesaje pe care cu care oamenii rezonează și pe care oamenii au nevoie să le audă în muzică, că de aia și... Există scena underground, că dacă nu ar fi oameni care să vrea să asculte muzică, nu ar exista. Eu apreciez fiecare formă de exprimare, fie că e prin înjurături, fie că e prin mesaje motivaționale. Dacă asta a vrut să exprime omul, trebuie să o facă. Normal. Și dacă ai avut voința așa încât să ajungă... Când faci muzică, când faci din punctul meu de vedere, când faci muzică pentru motivele corecte și astea nu sunt bani, succes... whatever. Când faci muzică pentru că ai ceva de spus și pentru că îți place muzica, forma în care o faci e atât de relativă pentru că te reprezintă pe tine și cine sunt eu să judec. Exact. Dar voi mergând la un concurs cu piesa asta, practic v-ați supus scrutinizării unui juriu și a unei țări pentru că e un concurs care practic reprezintă România. Din punctul ăsta de vedere eu pot să înțeleg și frustrările oamenilor de pe net care scriu numai chestii care n-ar trebui să fie scrise niciodată. Da, dar vezi că acolo este și voința un om care a avut o idee și s-a dus la un studio și a făcut producție și s-a pus pe scenă. Adevărat. Pentru că sunt mulți care au foarte multe idei, dar nu ajunge nici la stadiul de studio și ăsta de machetă. Oricum, până la urmă, perseverența e mai importantă decât acolo e. Și decât o piesă bună în momentul ăsta. Că dacă fac o piesă bună în momentul ăsta, dar nu mai sunt în stare să fac o piesă bună mâine, ce am făcut? Rămân. Am un one trick pony. Acolo e problema. Nu. Da. Dar fanii Eurovision sunt aprigi. Da. Wow. Nu știu la ce se mai uită de obicei fanii Eurovision. Nu știu, dar eu nu mă așteptam. Eu am văzut prima dată, adică anul trecut, prima dată când sunt am participat. Sunt ok fanii Eurovision, de ce am zis asta cu voce tare? Sunteți ok toți. Nu, eu îi apreciez, dar sunt de multe ori răutăcioși cu unii concurenți. Am văzut și eu, m-am uitat la vreo câteva piese după ce m-am uitat la voi live și... Am văzut că nu... Eu urmăresc fenomenul Eurovision de 2 ani încoace și îl urmăresc cu laptopul lângă mine și mă uit la comentarii în timp ce merge la... Mamă, cât rău îți faci! Mamă! Da. De fapt, bă, nu, că dacă nu ești implicat direct... Da, și așa îmi fac rău, că eu știu că oamenii care vin să participe la orice concurs muncesc foarte mult pentru piesele alea. Da, fie ele bune sau rele din punctul de vedere și dai seama că sunt foarte mulți care fac treaba asta cu perseverență fără să se oprească în fiecare an. E tare piesa mea. Are un groove aparte. Facem un jam session poate. Am vrut să zic că de ce vorbim despre asta, dacă tot vorbim de Eurovision.
Da. Da. În rest, colegii noștri, eu cred că au venit cu piese destul de ok, câteva din ele. Dar anul ăsta mi se pare că a fost drastic în comparație cu alții ani. Drastic din ce punct de vedere? Slabe piesele? Destul de slabe piese. Adică dintr-o altă eră, cumva. Din aceeași? Mm-hmm. Ca până acum? Din aceeași ca până. Să știi că eu cred că la noi în România, dacă se schimbă ceva, se schimbă doar așteptările. Că exact. Nu văd schimbări în muzică. Adică exact. Lumea așteaptă altă muzică, dar... Bine, eu de ce am auzit, repet, eu, iar din perspectiva un om străin care a ajuns în țara asta de curând, niciun, mulți profesioniști din zona muzice nu au apreciere pentru Eurovision. Eu am auzit chestia asta. Da, adică este un show foarte downgraded în România. Adică dacă te duci la Eurovision, e un fel de... Deci, nu ai ce face, știi? Dar uite că anul ăsta vedem la Eurovision, o vedem pe Feli, care Feli e în finală cu piesa și piesa sună de afară. Sună de afară. Chiar dacă e românesc. Ești curios cum o să cânte în marea finală. Bine, o să cânte cum o să cânte. Nu, în sensul că în română, în engleză, în spaniolă. Există opțiunea asta? Poți să cânti în altă limbă? În preselecție a cântat-o în spaniolă, acum la semifinale în română și poți să o modifici. Practic, dacă linia melodică nu se schimbă și înțelesul piesei, poți să o cânti. Trebuie să-mi explici și mie Feli, că n-am mai povestit de mult. Adevărul e că eu susțin mult pe Feli și... N-ai cum să nu. Prieteni buni, îl mai susțin și pe Tiri și susțin și pe cei de la Jukebox. Și Jukebox-ul. Și Jukebox. Și au piesă cu Bela. Cu Bela. Mm-hmm. Da. E în românește piesa? Da. Să mă uit, Auzi cum bate, se numește. Chiar ieri am făcut un mic clip, eu am cântat refrenul lor și ei au cântat Mesom Romales. Da. Și urmează să apară pe net. Ai băgat Mesom Romales în Jukebox. Da. Insert coin. Acum e asta. Vlană. Păi mă bucur, mă bucur că ați făcut piesa și că... Da. Nu știu dacă mă bucur că a creat o controversă, că... Eu mă bucur, cumva. Poate ar fi fost mai bine să înțeleagă lumea din prima, dar dacă n-ar fi înțeles lumea, poate n-ar fi auzit... Fără război nu vine pace. Oricum, da. Până la urmă, pentru binele muzicii, ne luptăm și ne bucurăm. A fost de genul ăștia, hai să pui degete în apa, să vedem dacă fierbe sau nu, știi? Shit, fierbe. Încerci marea cu degetul. Da. A fost și un test, dai seama că noi, proiectul Santa Molina este mult mai mare și asta a fost o chestie care a fost doar de test, doar de sincron, știi, adică este sincronizat. Am înțeles că mai pregătiți ceva piese împreună, nu? Da. Împreună. Și o să vă numiți doar Șanta. Șanta, doar Șanta. Da, o să ne numim Santa Molina de acum încolo, promitem să nu lăsăm nicio televiziune să ne modifice numele. Se facă pentru că identitatea, brandul, știi cum se marketing, PR, 2018. Avem o armată întreagă de oameni. Avem mulți oameni în spate. Am văzut că ție am vrut să scriu o dată pe Instagram și mi-a răspuns o fată. A răspuns Madalina. Exact. Spune, sunt Madalina. Am citit Lucas, e una Lucas Madalina aici? Ce se întâmplă? No, vezi, eu nu mai puteam, știi? Adică eu țin lucrurile. Deja dansai pe scenă, erai... Pe da. Eu nu mă descurc cu social media, de aia au trebuit să angajez, că nu mă descurc, mie nu-mi place să mă pozez, să postez. Dacă nu ai calități din astea tehnice și nu te pasionează, trebuie să facă cineva treabă. Chiar asta ziceam, că noi facem tot, nu cântăm. Trei poze, se fac. Oricum, în contextul în care sunteți voi, e nevoie de networking și de social media cât mai mult, e bine că aveți echipă. Ar trebui să faci și tu asta din perspectivă personală, că e important ca lumea să cunoască artistul, mai ales dacă vrei să cânți despre țâțe și cur. Și chestii materiale. Bine, acum că nu sunt însemnați cu nimeni. Țâțe, cur, mașini. Tu ai zis, eu doar am citat. Am nevoie de cut-out la faza țâțe, cur, mașini. Păi nu, că o să te las pe tine. O să lase ce ai zis tu în loc de ce am zis eu. Na, bun. Ce am zis eu. Oricum ai zis că o să cânti despre țâțe, cur, mașini. Said I got a funny face, but you never see through it. You said I gotta change my ways, but this gypsy ain't doing it. Baby sister, don't you worry, I'ma show 'em light out. Baby brother, don't you worry, I'ma change the world, alright.
Ah, you said I can never go through with that, but I'ma prove I have the strength to change the world. It ain't simple, I can tell ya. They are brainwashed, them children, they are brainwashed, them fathers. Now you stop, you ain't taking no piece of us. Doi, play, she, bum, mess on the males. Ya think less of me and I'ma bring you peace, ya see. I live like a males. Ya think less of me and I'ma bring you peace, ya see. Mess on the males. I think less of me and I'ma bring you peace, yeah, see. I have light on my layers. I think less of me and I'ma bring you peace, yeah, see. Take it away, babe. Yeah, let them guns rust in the sun, them blunts I bring them peace, yeah, no air. Yeah, I'm never gonna murder us all, cause I have the sound that maketh man stand tall. Stand up, my friend, and leave them powerless. Stand up again and then you make them confess. They turn the world upside down, made man a slave, them kings were crowned. Stand up, rebel, there's a gypsy in all of us. And I'ma prove I have the strength to change the world. It ain't simple, I can tell ya. They are brainwashed, them children, they are brainwashed, them fathers. Now you stop, you ain't taking no piece of us. Doi, tre, tre, pow. Mess on the males. Ya think less of me and I'ma bring you peace, ya see. I live like a males. Ya think less of me and I'ma bring you peace, ya see. Hop shy, dee 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 dum tai. Dee da dum tai. Da da dum tu di da 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 da